Un videoclip apărut recent pe rețelele de socializare a îngrozit întreg internetul. Un bărbat și-a luat bebelușul în brațe și l-a pus la volan, în timp ce mergea pe Valea Oltului, unul dintre cele mai periculoase drumuri din România. Mama unui bebeluș de doar câteva luni a filmat câteva secunde dintr-o scenă ce putea deveni fatală atât pentru ea și soțul ei, cât și pentru copilul acestora. Mai exact, o femeie a filmat cu telefonul în timp ce soțul ei îl punea pe copil cu mâinile pe volan. Toți trei se aflau în timpul mersului pe Valea Oltului, iar în fața mașinilor era și un tir. Pe fundalul videoclipului se auzea o manea, iar mama bebelușului o fredona. Poliția din Vâlcea a anunțat miercuri că s-a autosesizat și a deschis dosar penal pentru rele tratamente aplicate minorului, sub supravegherea parchetului judecătoriei Brezoi, fiind sesizată și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea. Mai mult, tatăl bebelușului a fost amendat cu 580 de lei și a primit 3 puncte penalizare pentru transportul copiilor fără a fi fixați în dispozitive omologate și pentru alte preocupări în timpul mersului de natură a distrage atenția. Poliția județeană Vâlcea a mai precizat că imaginile ar fi fost filmate pe DN7 Valea Oltului, în localitatea Brezoi din județul Vâlcea. Potrivit legii, minorii sub 3 ani nu pot fi transportați în mașină fără dotări de siguranță, cu excepția vehiculului destinate transportului public sau a taxiurilor. Copiii cu vârsta de până în 14 ani nu au voie să stea pe scaunul din față, iar cei care au înălțimea sub 1,35 de metri trebuie să aibă scaune speciale pentru a fi transportați în mașină. Din păcate, țara noastră se situează pe primul loc în ceea ce privește numărul de decese produse în accidente rutiere în anul 2021, conform unei statistici a Uniunii Europene publicate în luna martie a acestui an.